No, eu o să filmez pe unde merem cu bicicleta, cu bicicletile. Și să vedem ce găsim frumos pe aici, că eu de-abia am așteptat momentul ăsta, sinceră să fiu, de când mi-am dorit eu. Bun, aici ai cetatea medievală a Severinului. Bun, merem să facem o tură să vedem cum e. Merem mai departe să vedem. Măcar să facem roata. Aici a fost, cred că, ceva fântână arteziană, bănuiesc. Foarte faină clădirea, îmi place. Și îmi place ora la care am venit, că noi nu de mult ne-am trezit. Că am stat în vamă din eu venit acru iară. No. Poate dacă veneam un timp mai devreme, dar eu zic că e super ora asta, măcar nu-i soarele așa tare. Mai are să mai vedem. Cât mai avem de suit. Fain. Am gândit că e gata. Și eu deja am obosit. Ceau, murguțule! Iha! Hai la deal! Și aici o să vă arăt cum e. Eu vă arăt și la voi, dar o să rămână și mie amintirea astea. Știți? Ce faci să vezi acolo? Dunărea. Dunărea. Bă, și eu am obosit, mă. Aici poate era cu artizanale, iala. Vândut. Vai, dar de când am așteptat în momentul ăsta? Că eu m-am îndrăgostit de orașul ăsta, sincer, de când am auzit piesa cu Drobeta, Drobeta. Eu recunosc adevărul. Și atunci, dacă m-am îndrăgostit și de melodie, m-am îndrăgostit și de orașul ăsta. Ia suvenir. Noi o să pedalăm în continuare cu bicicleta. Hopa! Ia, ai ceva sus. Hai să vedem acolo, baby. Au. Nu știu ce o să-ți de pădurea spăzuraților. Vă aduce aminte, Iorice? Domnul ăla, ai foarte revoltat. Zice? De ce o tuns toți copacii ăștia? Amu, mă, păi dacă ai tuns, o să ai risască și ei săraci, mă. Te-am zis că doar ai pădurea spânzurată, așa, că-ți vie pădure, nu? Asta-i. Ruși de asta. Știu eu ce-a zis. O zis ceva, dar păi eu nu știu. Amu, noi dacă suntem ca vodă până lobodă, noi suntem pe din afară. Nu ne-am băgat în nu ne-am documentat încă. Nici nu pot face pe filozofa. E da fain aici. Cetatea medievală. Fain. Cumpere o bere aici. Da, da. Am unii. Vrei să zic din ce? Din ce pungă. Spune adevărul, ce ai făcut? Eu am uitat să iau cardul și are numai pe telefon Revolutul. Așa? Nu vreau să-mi cumpere o bere. Ce-mi vezi minte? Da, fain. Merem să vedem ce mai găsăm. Ui, ce fain e acolo! Ia văd cu flori. Hai da, baby! Oh, frumos! O, da, faină-i! Eu când vă flori, îți gata! Le iubesc foarte mult! Eu am gândit că e un orășel mic, Drobeta. Dar ce bulevard de mari, faine la ce, fai de mine.
Primarul nostru, zeche, hai până în drobet un pic. Să vezi aici cum stă treaba. Foarte fain. Da, hai să te dau un pic cu topoganul, să-ți iau un balon, vrei? De ziua copilului. Vedem? Complexul de cazare. Drobeta. Bă, frumos, mă. Zici că e ceva clădire din Budapesta. Na bun, hai să merg mai departe. Ziua copilului, ce bine am prins noi. Stai să vedem aici sus. Ce te ocupa cu telefonul? Fain. Hai că nu mere fântâna. Vai neal coșeznitu. Aulai. Un oraș viu, mi se pare. Cu viață. Frumos! Mai ales când văd atâtea flori. Foarte fain, mă. Unde sunt multe flori. Primarul își iubește orașul. Așa se zice. Și în Baia Mare plin de flori. O plantata nostru. Tătucă. Numai că aia este un pic mai frumos. Cred că îmi place mai mult. Bebiți, aici poți să fac aia. Da, bineînțeles. Nu trebuie să-ți monege. Să-ți să îndeplinească orice dorință. Și-am mai văzut acolo fântână. Vreau să mă duc și până la aia. Hai să face roata. Bă, mișto! Fain! Îți place, bebe? Da, bine, ca... Dai o bere acolo pe terasa, ele. Vezi că mai ai de pedalat. Așa ți-aș rupe un trandafir de ăsta? Mă, nu rupe, mă, că ce-or vedea lumea și-a zgera poate pe tine. Nu-i voie. Lasă-le acolo să trăiască ele, săracile. Ți-ar plăcea să-ți rupă un picior? Oricum mi-ai rupt inima, îmi dau. Vai. Bă, mișto rău. Deci sunt foarte happy că am avut ocazia. Știți voi că atât am zis că o să vin să vizitez aici. Și dacă am avut norocul ăsta, de ce să nu profităm? Ia văd ăla, bă, de apă, mă. N-aduce. Cred că ăla-i. Dar după aia să venim aici să văd aia. I-am văzut înainte. Am scris pe Google, atracții, Drobeta, Turnul Severin. Ia încă o fântână. Numai că nu mere. Și am citit castelul de apă sau turnul de apă. Și mă bucur că l-am zărit acolo. Hai, ce ochi am avut de vulturi. Deja, babă, când îți dorești ceva, te implici, nu? Afară când? O să ne oprim la o țigară, mă. Facem pauză. Ioi. Deci bănuiesc că suntem cam prin centru la Drobeta. Așa că o să mai vedem ce găsim după castelul de apă. Sună clopocile. Merem după sunie să vedem cam pe unde e biserica, dar undeva în față sună. Da, hai de repede. Am o până sună clopocile. Iu, dar faină și clădirea asta aia. Și aici? Păi frumos mai ești la voi, mă.
să vedem. Vine, vine, sună, tu ne apropiem de el. Aha, ia -o. Ce-i? Aha. Wow! Frumos! Nu Mercedes-ul, biserica mă refer. Nu m-am referit la șofer să nu se interpreteze. M-am referit la catedrală. Ai, ai! Ardio! Măcar am auzit că o bătu clopotile. Fain. Și acum o să stăm pe următoarea bancă. Pe când să ne punem jos, am auzit că sună clopotile. Am zis, hai repede să vedem unde sună. Să pot filma în timp ce bat. Frumos, mă. Străzi late, faine, curate. Frumos. Tot de o floare. E incredibil, e frumos. Ia ce ne place la noi. China shop-ul. Prietenii noștri. Noi suntem fani. Eu așa le zic, țânțâni. Fani țânțâni. Ia porumbei. Ia porumbei și eu mă chem de ei. Mă chem că v-am povestit eu mai de mult că am fost terorizată. Ei, bere de paci. Îți fain de văzut ioi, să nu zboare. Că uita cineva pantaloni, cred că. Nu, mă. O veni pe obosit, uitat. E foc cald. Aici ce-i? Ceva centru comercial? Oare că văd tăfelul, dar că... Mă, incredibilă, mă, tă gândesc. Vezi tu dacă ești cu credință și cu suflet bun, cu Dumnezeu, îți îndeplinești ce-ți dorești, mă. Știți că nu-ți dă, că nu te aștepți. Exact cum ne-o dam neamul. Nici pe-n cap nu mi-a trecut cum avem noi descărcarea ce și că avea și posibilitatea de a vizita. Trebuie doar răbdare. Știți voi, cu răbdarea treci marea. Ia, Cristian Tur. Nu programez o vacanță, un pic. Da. Unde mă? Avionul ăla e galben. Pe ăla, că ăla de ce tu? Ca la noi, în centru vechi. Hai, baby, ori pe stânga, ori pe dreapta. Am ajuns. N-au scolat, curioasă. Un lucru. Castelul de apă, bă, bine am zis, mă. Nu castel am zis. Da. E acolo scrie. Eu am zis că tur. Tu ai zis că tur, nu? Am zis, nu-i bai convidea că nu mă ajunge. Ia că-i deschis, bă. Dar mă chem că... Mă chem că noi din Ioniști... Bun, din păcate n-avem noroc să suim sus. Nu-i corect. O să că nu se place poate cu cardul. Bine, cu cardul mă refer, aplicația din telefon, PayPal-ul, știți? Nu, dar dacă nu ne lasă, se la via. Mă, eu cum să scot din bani telefon? Păcat! Am vrut să văd, cred că ce faci să vezi de sus? Nu te scot din bani telefon. Da, cum să scot bani din telefon? Nu. Pentru 5 lei câte intrare.
Așa e, că noi nu umblăm cu cash-ul la noi. Deci noi n-avem cash în veci. Păi, bai, cum învăța? Pe România îți trebuie cash-ul, că nu știi vești pe unde mai prins o descărcare. El la bicicletele te-ai dus? Că nu mă mai duc. Na, frumos aici. Aha. Am venit pe stradă alătura. Mi se împolică limba între dinți. E, dacă eu nu pot vorbi, mă, domnește, mă, uite, ia și pățesc când vreau să fiu eu doamnă, să vorbesc așa, nu, să nu zâcătesc, că ce țăracă, așa, cu accentul meu e Maramureș, da, ăsta mi nu. Așa e, că oricât aș încerca eu să vorbesc de domnește, nu pot, nu, pentru că, uite, așa pățesc. Mi se împolică limba între dinți. Titi, el poate, că el e mai calm ca mie, el odată judecă altfel. Da. Bun, ce aici? Consiliu județean. Păi m-am făcut frate cu hoții. Iau! Cu hoții, cu vagabonții. Cu vagabonții. Știu pe cine să prostiesc. O, da, fain și aici. Ia! Hai că asta e de pe partea alaltă, cum am venit. Frumos la voi în oraș. Multe case m-am văzut. Ia ce fain e pictat acolo, ea. Aha. Deci afară începe să tune. Țiți-ți! Nu, să neacă. Bun, ce-am zis? Că tu în afară. Ia prinde un petit ploaia, poate. N-are nimica. O mere pe biciclete, pe-n ploaie. Păi merem, dai acolo. Na bine, hai, da. E, dar după aia nu tăpa aici așa era tot venim. Unde ești? Na, ai în jos. Ia, că porni fântânile, mă, tine, că bă. Na, hai, da. Hai, da, repie să le apuc. Că am văzut acolo. Am-o până pe fază. Unde e acolo, baby? La profi ai zis? Ia acolo, vezi cum se vede că o da drumul la fântâni. Na, hai repede, să apucăm. Înghețata copilăriei. Da. Astea-s preferațiile mele. Na, ce mișto e amu, ha, dacă mere fântâna. Mm-hmm. Știu că ar fi multe de vizitat, dar eu tot timpul sunt curioasă de centrele orașelor, știți? Știu că acolo e de mărți pe Dunăre, la Decebal, m-am documentat. Opa! Na bun! Ea la fântână mică, aceea e mică, trebuie să ajungă până acolo, că am eu făcut cu ochiul. E cum am venit de pe... E după clădirea aia. E trebuie bere. Din asta, că mai are de condus pe bicicletă. Ce fac, fac, ia.
Io ia cum să învârte. Ce fain. Bănuiesc că e luminată seara, nu? Totuși îmi pare rău că, nu, dar așa pe filmul, nu, dacă am ajuns noi târziu, numai la două ne-am trezit. Până am făcut un cafea, până am mâncat un tip, până ea că s-a făcut târziu. Dar mă bucur, mă bucur enorm și pentru atâta. Mulțumesc, doamne. Norocoșă cine sta și în blocul ăsta, să ai așa priveliște, așa-i? Fain, bă. E ce place foarte mult, nu știu ce. E frumos. A sunat-o și pe mami pe cameră să-i arăt. Dacă noi, dacă n-am fost, trebuie să arătăm. Să vadă și regii în optica, ci nu. Fain. Tu, ai zis că-ți trebuie limonadă. Rapid, tu îmi bei berea. Hai să mai filmez o tură. Că ne îndepărtăm de zona asta. Foarte fain. Nimica. Hai ce drăguță e asta. Zici că e pictată, ce fain să vede. Hopa. Bă, frumos e. Foarte fain. Noi n-avem așa ascultat ce fain e fântână în Baia Mare. Dar e fain. Hotel Continental. No, dai o noapte la Continental. Deci îmi vie să-l mănânc. La camion Continental. Dar ai zis că mere la cetate și pe aici încolo, pe undeva. Da. Poate m-ai mințit. Că eu mă încred în tine. Nu vezi că vine ploaia. Ia ce fain să vede Dunăre acolo. Eu știu pe unde mă aduce pe aici pe spate. Ți-ai foame, tipo mine, am cam mai mâncat. Ia, ti. Ne-ai băgat o bolănoasă și nu leși nici cum să iasă. Ia, teiu. Păcă că nu e înflorit. Vedem ce e aici. Da. Eu tot sunt gând, am ocupat durea spânzuraților. Oare ce e să fie? Milenie să intru pe Google să mă documentez. Că mă jenează, mi-a luat Adidas să pot pedala. Mă jenează acolo în spate, cum e cald, fai de mine. No, țapă. Erore. O să scălui nici o cetate încolo. Păi eu nu știu ce am înțeles că mi-a zis, dar merem să luăm bicicletele. Și să coborăm acolo jos la Dunăre, să vedem ce găsim pe acolo. Că timpul e scurt, ce minte s-a întunecat. Nici ce faci să vede clădirea acolo. Aia mare, pune, ne-am dus pe față. E așa acolo. No, merem noi la biciclete. Dar nu mă duce bine la cin jos. De pe acolo trebuie să merem. Am venit până în port. Fain.
Numai că e ploaia. Vai, bine că era core. O focal, 27 de grade. Acolo cred că foare când restaurant. Învechice, mă. Asta e România noastră. Aha, hapta asta am dus pe om. Iui! Nu pieși din el dacă merg cu el așa. Eu mă așteam să mă duc. Op, la bicicletă. E, dar ce fai restaurant, Iaci, bă? Cu vedere la Dunăre. Super! Frumos! Ce-a intrat? Bă, deja, bă, unde-s flori? Altă viață, mă! Adorabil! Merg mai departe să vedem. Hai să ai ceva restaurant. Ioi, mi-am luat eu supăr de telefon. Dar ce gândiți, că-mi e bun? Că nu tot e din plastic, de acela, de silicon. Apoi mă, ce să nu-mi dau telefonul de pământ, să-mi chice. Apoi, totul costă bani, e repara. Viu aici o săptămână în drobeta, pe cât trebuie schimbat de să spargi ecranul. Nu e așa? Dar bă, ce vechi îi, mă. Auciurile. Ah, e ceva acolo de s-adună. Am coborât jos pe un drum. Merem pe el, că vine podul lui Traian. Nu, că-mi ține poșeta. Hai, ce vechi și este. Îți spune de văzut așa. Medievale. Ia ce frumos! E o liniște. Mama mea. E ceva insulă acolo în jumătate, cred că așa-i? Aia de acolo. Dar că... E. Frumos, bă, în sălbăticie. Ia, acolo sus ce-i, oare, baby, ia? Castru Roman Drobeta. Și cum ajungem acolo pe treptile alea? Castru, nu. Întrebare întrebătoare. Na, hai, merem să vedem. Na, e frumoasă și vacanța asta. Da. A. M-ai adus la Dunăre. Păi da. Nu, așa e frumos. Aceasta am chila pescuit aici. Vezi că m-a înainte, eu trec o poliția cu barca. Unde s-a dus?
Ia, acolo. Ia, stai să vă arăt. Hopa, o secundă. E acolo, e. Acolo, îs. Ia zi, era după el, nu mă duci pe miniatură, dar nu m-a auzit. Acolo e poliția. Cu barca. Na. Dacă nu ne-a auzit, nu ne-am dus. Încerc așa încetuc. Ia-i cu o mână, dar mă tem cu eptica iară. Ioi! Am zis eu, în comții și gata de pământ, am uvie și săritura ce. Ioi, 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 domne! Hopa, iui, iui, iui! No, că n-am ticat, e bine. No, ce? Acolo sus? Mi-am trecut calea ferată, că am gândit că am ajuns acolo sus ce am văzut. Dar țapă. Că am ajuns la Castelaci. Ce fain e restaurantul ăla. Na bun, hai să merg mai departe. Ne-am oprit la o pauză. Că n-am mai găsit podul lui Traian. N-am mai găsit clădirea aceea. Faină, de fapt am găsit-o, dar aia cu treptele și cu flori multe, multe. Dar n-am putut intra cu o, cred că, renovare sau ce. Na. Hai să vedem pe tante asta cum e. E drăguță. Ne-a tace coțacole. Nu mă uit să văd unde am ajuns, știi? Că noi aici trebuie să ajungem. E. Aici. Și el ne duce iară prin oraș de Arata, de Arata. Nu o să ne ducă pe aici pe platforma industrială sud. Nu. Ne mai uităm, vedem. Da? No, am hotărât să ne întoarcem înapoi la camion. Să nu se apuce întuneca afară, pentru că sunt niște haite de câini acolo. 8 a fost într-o haită și 7 în ce e haită? Acolo e spate la noi, la camion. Și noi când am coborât cu bicicletele, doar nu gândiți că ne-o lătra. Va, și apoi s-o luat între ei haitele să se bată. Noroc că e și paznicul afară. Și am zis la titișorul meu, mai bine hai să merem amu, să nu ne apuce întunericul. Să ne vadă paza, să sară în apărarea noastră de e mâncă câinii. Da bun, dacă mai văd ceva frumos pe drum, mai frumos. Bun, mă țuc.